Uitați-mă asta aici și am dat să facem friguț, că au venit căldurelele, le. Urâtă perioada asta, pentru că trebuie să avem grijă foarte mult de tot ce înseamnă echipamentele noastre, tirar să fie. Mailbox-ul de astăzi, 5 mail-uri și 2 comentarii. Unul din ele mi-a plăcut foarte mult pentru că face o comparație foarte corectă, dacă pot să zic așa, cu unul din subiectele pe care l-am atins în mailbox-ul trecut, și anume cel cu coil whine-ul. You know? Foarte multă lumea s-a speriat de chestia asta, dar nu e de speriat. În fine, nu vă agitați foarte tare. O să vedeți imediat comentariul lui Manix. El a lăsat un comentariu ce, într-o oarecare măsură, se poate compara cu acel efect de coloin, dar să înceapă mailbox-ul cu cele 5 mailuțuri și 2 comentarii. Hai da! Mario, vă salut, am revenit cu o altă nelămurire în legătură cu un monitor. Urmează să-mi achiziționez un RTX 4070, să-l stăpânești cu plăcere. Și sunt indecis atunci când vine vorba să-mi iau un monitor de 165Hz de la Samsung G5-ul 2K IPS sau să-mi iau un Samsung GAVA 240Hz, tot 2K. Oare o să mă folosesc de toți cei 240Hz sau mi este de ajuns 165Hz. Voi ce ziceți? Monitoarele cu frecvență cât mai ridicată sunt folosite în speță de cei ce joacă jocuri competitive, titluri competitive, hai să nu zicem joacă titluri competitive. Sunt mult mai ok oferindu-i utilizatorului o imagine cât mai lină, o mișcare cât mai fluentă și un oarecare avantaj atunci când vine vorba de, uite, inamicul, pac, l-am împușcat. Diferența mare se poate vedea între 165 și 240Hz. Da, dacă ai fi zis între, eu știu, 120, 144, 120, 165, acolo diferența este mult prea mică și de foarte multe ori nu este vizibilă această diferență. I-a lăsat și 2 wishlist-uri cu Samsung G5 și Samsung G7. Dacă mai aveți și voi alte variante mai bune decât cele prezentate de mine, sunt dispus să le ascult, dar neapărat aș dori un 2K IPS 27, deci bugetul nu trebuie să depășească 2000 de lei. Mulțumesc pentru ajutor. Într-o oarecare măsură ți-ai cam dat răspunsul, pentru că G5-ul este IPS, G7-le este VA. Dar, chiar și așa, am și eu 2 modele ce se încadrează în cerințele tale și fără nicio fel de discuție și în bugetul pe care l-ai tu. Și anume, Dell Gaming G3223D este un monitor de 31.55 IPS, 1000s, 165Hz, USB-C, FreeSync Premium și G-Sync Compatible. Și în ultimul rând, un model de la LG. LG a crescut foarte mult atunci când facem referire la monitoare. Foarte, foarte mult! Gaming Ultra Gear de 27 de inci, GP850P, 2K ambele modele, IPS 1000s, 180Hz. 180Hz este frecvența overclockată de la 165 la 180Hz. G-Sync Compatible și FreeSync Premium. Ce m-a mirat pe mine cel mai mult, ai zis de G7 la un moment dat, G7 ce vine cu panel VA 1000s, 240Hz, dar ăla e undeva pe la 2599 și tu ai zis să nu depășească 2000 de lei. Deci, practic, celelalte modele, cele 2 recomandate de noi și G5-ul ar trebui să fie varianta pe care, sau variantele pe care să le alegi tu. Hitman se reîntoarce! Nu știi Hitman? Știi Hitman? Coolerele. Bună seara! M-am grăbit în entuziasmul meu de a afla ce cooler s-ar potrivi la 5600X-ul meu și am uitat specific numele carcasei. Carcasa se numește Mars Gaming MCEX Premium Gaming Mid Tower. Mâncava șochii voștri, de unde vin oamenii ăștia cu denumirile astea? Aoleu!
Mi-ar fi de folos să mai știu ce DDR4 să folosesc placă de bază Asus ROG Strix B550F Gaming. Mii de mulțumiri pentru promptitudine, succes în ceea ce faceți. Țineți-o tot așa, cu stimă și respect, Alexandru, a.k.a. Hitman. Bun, deci, modelul pe care tu l-ai menționat un pic mai devreme suportă sisteme de răcire pe aer cu un radiator ce are înălțime maximă 160 de mm. Practic, AK400, Fortis 5 și în ultimul rând SE225 de la ID Cooling se încadrează fără niciun fel de problemă și pot fi montate fără niciun fel de problemă în carcasa pe care o ai tu, ele având 154, 155, respectiv 159 mm. Punct. Asta am lămurit-o. Pe partea de memorii, îți recomand în cazul în care vrei să faci upgrade să mergi pe aceleași memorii, producător și model, pe care le ai în momentul de față pe sistem. Dacă ai două sloturi ocupate, celelalte două sloturi ar trebui să le ocupi cu același producător, același set de memorii, ca să nu mai lungim atâta. În cazul în care vrei să schimbi memoriile cu totul și nu prea știi ce producători ar fi cei mai ok sau de încredere sau ce frecvență, eu personal aș merge pe, din punct de vedere al frecvenței, pe 3600, ținând cont că B550F Gaming Asus Strix suportă această frecvență în, practic, odată ce ai intrat în BIOS, vei găsi un profil ce va activa memoriile la 3600 și peste. Dar mai este și varianta cea mai safe, în cazul în care nu vrei un overclock sau alte nebuni de genul ăsta, frecvența nativă, și anume 3200 MHz. Placa de bază suportă memorii, din câte mi-aduc eu aminte, până pe la 4400 MHz, dar sweet spot-ul, punctul ăla cel mai ok, care frecvența memoriilor se potrivește foarte bine cu modelul procesorului, e la 3600, atunci când facem referire la procesoarele din seria 5000 de la AMD. Producători? Păi ar fi așa. Ar fi ADATA. Dacă ești pasionat și de RGB gamma Spectrix, parcă îi zice. Corsair, gamma Vengeance, Kingston, Fury Beast, iar la Fury Beast găsești și cu și fără RGB și nu în ultimul rând Jeskill, Rip Jaws și Trident Z. Nu în ultimul rând, te uiți la valoarea CL. Un CL cu o valoare cât mai mică nu face altceva decât să facă transferul de informație ce trece prin memorii cât mai rapid. Acel transfer să fie cât mai rapid. Este vizibil în jocuri? Da și nu. Cel mai mult e vizibil atunci când vorbim de softuri de editare, softuri de modelare, randări și așa mai departe. Prometheus are un wishlist. Oh, n-am mai văzut de mult wishlist-uri. Bine, în afară de cele două monitoare de un pic mai devreme. Salutare băieți, salutare pisici garaj. Acesta este wishlist-ul meu. Ce ai tu un wishlist? Ia să vedem. Prometheus. Am greșit eu. Nu e Prometheus, e Prometheus. Culori CPU Arctica C Liquid Freezer 2420. Ok. Procesor Intel Raptor Lake Core 7 3700KAF, plac de bază Gigabyte Z790UD, placă video MSI GeForce RTX 4070 Ventus, sursă Gigabyte UD850GM PG5 80 Plus Gold, monitor LED Samsung Gaming Odyssey G5, 27 de inch VA, 1 secundă 144 Hz. Ai ok, e ok că e și prețul bun. Memorie Jeskill Trident Z5 32 de giga. 32 de giga de 5 la 6400, cele 32 și nu în ultimul rând carcasa Alpha Gear Purifier ARGB. Stai așa, că nu e așa, nu e bine. Arctic AC Liquid Freezer 2420 nu încape în Purifier. Ăla e un radiator de 420 de mm acolo, iar Purifier suportă până la 360. Alege varianta 360, dacă vrei să mergi pe Arctic AC Liquid Freezer 2. Nu 420, 360. Punct. Bun, întrebări. Ia să vedem întrebări.
Am vrut să merg pe PC direct montat, dar unii spun că nu e bine să le iei direct montate. De ce? Ok, așa că m-am dus pe componentele de mai sus. Problema este că nu știu să le montez. Aș dori să știu dacă PC Garage poate să monteze acele componente și să-l trimită și să-mi trimită PC direct montat. Mulțumesc și o zi bună. Da, avem servicii de asamblare, avem servicii de asamblare standard, cel mai ieftin serviciu de asamblare, serviciu de asamblare Gold. Diferența între ele este că serviciul standard se face un wire management ok, adică standard, pe lângă cel Gold unde se face un wire management aproape de ca la carte. Din câte știu eu, la Gold, mi se pare că se face și o testare de asta scurtă. Bine, și standardul beneficiază de o testare scurtă, în sensul că se intră în BIOS, se fac setări, se face așa, se instalează sistem de operare de test, deci nu pleacă nimic de la noi ca sistem nepornit. Nu există așa ceva. Și mai este asamblarea premium. Asamblare premium unde se face asamblare wire management ca la carte, se face update de BIOS, se instalează sistem de operare Windows și se fac testări în stress test și full load timp de 24 de ore, iar la sfârșit se dă o hârtiuță, o certificare cu mai multe rezultate în mai multe softuri. Deci da, se poate face, iar cealaltă discuție legată de PC direct montat, nu știu ce să spun, e o discuție un pic mai ciudată, pentru că tu dacă, spre exemplu, îți comanzi toate componentele și le aștepți acasă și vrei să le asamblezi tu, iar după ce ai dat buton, vezi că sistemul nu pornește sau altă nebunie de genul ăsta, practic nu ai altceva de făcut decât să începi să te uiți pe internet și să vezi de unde ar fi problemele. Cu toate că problemele poate să diferă, iar în ultima instanță să iei toate componentele și să le trimiți la magazin de unde ai achiziționat acele componente, e să verific ce care e problema. Lucru care l-am mai spus de nenumărate ori. Lucru care poate fi preîntâmpinat în momentul în care iei un sistem gata asamblat sau ceri asamblarea componentelor. De ce? Pentru că în momentul în care acele componente au fost asamblate, se pornește sistemul, iar în cazul în care sunt probleme, se identifică problema respectivă, iar dacă una din componente este DOA, dead on arrival, sau defectă din fabricație, aceea se înlocuiește la tine, sistemul ajunge funcțional. Asta este singura diferență între PC și componente asamblate și vreau să le asamblez eu. Părere personală. Fabi, salut, am un RX 6650 XT Asus care are OC din fabrică, dar i-am mai făcut și eu OC. Temperatura prin video este undeva la 70-80 de grade global, dar hotspotul în full load stă undeva pe la 95-102 grade. E ok? Nu prea. Nu prea. Răspunsul e cât se poate de direct. Dacă nu ați putea să-mi recomandați două fanuri 220 de mm care să le pun în partea de jos a carcasei, să fie ok ca preț, dar și ca performanță. Pe lângă asta ați putea să-mi recomandați un fan de 80 de mm, pentru că fanul care scoate aerul din carcasă este foarte scumotos, fiind alimentat prin Molex. Da, te înțeleg. Chiar te înțeleg. Și o ultimă recomandare de care am nevoie ar fi un cooler pair pentru procesor, mai exact pentru un i5-11400F, care să fie la fel ok ca preț și ca performanță, și dacă nu vine cu pastă preaplicată, ce pastă să iau? Mulțumesc anticipat și cheapa UTGW. Ventilatoare. Poți să mergi pe Arctic Cooling pe 12, 220 de mm, două bucăți în cazul tău. Acestea sunt cu alimentare 3 pin, deci nu se poate controla din BIOS. Dacă vrei să le controlezi din BIOS, atunci mergi pe varianta Arctic Cooling F12, acesta are alimentare prin 4 pin și suport PWM. Iar dacă vrei ceva mai de calitate, asta însemnând să aloci un buget un pic mai mare, Be Quiet Pure Wings 120 de mm la 1500 RPM sau Be Quiet Pure Wings 2 High Speed la tot 120 de mm, dar asta ajunge până pe la 2000, dacă nu mă înșel eu.
Da, 2000. Dar au un flux de aer foarte, foarte ok. În ceea ce privește ventilatorul ăla micuț de pe spate, de 80 de milimetri, o să merg tot pe acești doi producători pe care eu îi estimez, chiar îi estimez. Arctic Cooling F8 Silent Black, fără PVM, și Arctic Cooling F8 cu PVM, tot black, fără iluminări. Deci atenție, ce ți-am recomandat sunt fără iluminări. Sau de la Be Quiet Pure Wings 2 de 80 de mm cu PVM. În ceea ce privește acel cooler de care ai nevoie pentru 11400F, ți-aș recomanda căldura, aceeași model pe care le-am recomandat și lui, și lui Hitman, și anume AK400 de la Deepcool, Fortis 5 de la... Cum îi cheamă mai nou? Endurant. Am silențiu în PC, nu mai silențiu în PC, dar ne-am cap, pentru că așa i-am... S-a tipărit acum, până se modifică Endorphy. Fortis 5 de la Endorphy și SE225 de la ID Cooling. Sunt mai mult decât ok pentru 11400F. Splash, bună ziua! Mă întrebam dacă un procesor Intel K, Intel cu litera K în terminație, mai exact 13600KF, ar fi ok cu o placă de bază B-Series, mai exact un B760M, MSI Mortar, Wi-Fi DDR4 și nu s-ar supraîncălzi. Nu! Se supraîncălzește și este ok cu modelul pe care l-ai menționat tu. Și mai stai un pic aici, pentru că o să mai dau niște detalii la al doilea comentariu pe care l-am ales pentru acest mailbox. Comentariul de care le ziceam un pic mai devreme și făcea referire cu Call Wine-ul, de la Manix sau Manix, Marian, ce mai încolo și cu acea. Call Wine-ul, a pus el time, 12.48, exact ca și când treci pe sub stâlpurile de mare tensiune și auzi acel bâzâit de la tensiunea curentului care trece prin cabluri. Dar ele sunt acolo de zeci de ani. Mă înclin. Nici prin cap nu mi-a trecut să fac această analogie, știi? Între coloanul dintr-un sistem, sursă, placă de bază, placă video și așa mai departe, și acel bâzâit de pe stâlpurile de înaltă tensiune. Mă înclin. Pe bune. Pe bune. Al doilea comentariu vine de la... nici nu știu cum să-i zic. User OK5RV4BG7Y, în fine. Vreau să știu și eu cum consumă un Eric 6600 250W în full load, că eu cu RTX, cu Eric 6700 mi-arată în The Last of Us 120W și stătea mai mereu în 90%. Dragul meu, acel 250W pe care l-am specificat în mailbox-ul trecut este acea valoare a spike-urilor. Plăcile grafice și procesoarele au prost obicei, nu știu dacă e bine zis așa, au prost obicei să atingă niște spike-uri, să fie așa, știi? După care să revină. Tu nu vezi acele spike-uri. Nu o să le vezi niciodată, decât dacă o să stai pe o anumită componentă și o să o testezi 100%. 100%. Te cred, fără niciun fel de discuție, că în The Last of Us tu ai 120W cu 90% load pe placa video. E foarte adevărat. RX 6700 în jocuri variază între 120-130W în funcție de cât de solicitată este placa video și cât de complex este jocul, dacă pot să-i spun așa. Dar stresată 100%, ia ghici cât poate să tragă dintr-o sursă. Între 217W și 321W. Acum revenind la RX 6600, într-adevăr, RX 6600 în jocuri poate să consume între 115 și 120W, dar atunci când este stresată la maxim, poate să consume între 150-170W cu spike-uri ce ajung până la 249W. La fel se întâmplă și în cazul RX 6700 lui tău. Poate, din când în când, să aibă spike-uri de până la 321W. De asta recomand surse cât mai mari și de asta toată lumea recomandă surse cât mai mari. Același lucru se întâmplă și la 13900K. 13900K
are un comportament extrem de dubios și în genere toate procesoarele cu litera K în terminație au un comportament extrem de dubios. În jocuri ele poate să fie niște zâne frumoase, aceste procesoare, atâta timp cât folosesc 2, 3, 4 core-uri sau mai știu eu ce alte rembune genul ăsta. Practic poți să ai în single thread, poate valoarea wattajului poate să fie undeva la 32 de watts, poate să fie la, nu știu, cât 35, 32, cu OC poate să fie la 83 de watts când vorbim de single thread, un singur core. În momentul în care vorbim de multithread, valoarea asta poate să plece de la 283 de watts și poate să ajungă până la, dacă overclockezi 13900K la 5,6 sau 4,4 GHz all core, poate să ajungă până la 413 W. În jocuri, spre exemplu, am căutat ce înseamnă 13900K atunci când te joci. Uite, ai un Battlefield 5 undeva la între 140 și 160 de W, Borderlands 3 până în 80 de W. Civilization 6, surpriză maximă, 195 de W. De ce? Pentru că acolo este foarte mult AI în spate, este foarte multă mișcare în spate. CSGO, ce să vezi, 13900K undeva la 80-83 de W. De ce? Pentru că este single core. Când o veni CSGO 2, o să fie cu totul și cu tot altă discuție, o să-l testăm și noi. Cyberpunk 2077, undeva la 160-170 de W, Doom, 140 de W și lista poate continua. Lista poate continua. Spike-urile pe 13900K, 373 de W. 373 de W. Depinde foarte mult ce vrei să faci cu acea componentă. Vrei să o stresezi de dimineața și până seara și te-ai cumpărat-o, nu mai să te joci, eu știu, Furmar sau MSI Combustor, ok, have fun. Atunci o să îi cauți nod în papură și o să zici că, bă, asta consumă 250 de W în puii mei, nu este ce mi-am dorit eu. Dar în momentul în care intri într-un joc și te joci, eu știu, indiferent că vorbim de Last of Us, Battlefield, Elden Ring, și vezi consumul nu depășește 150-160 de W, ești safe. La fel se întâmplă și cu procesoarele. Eu am o experiență cât se poate de dementă. Am încercat să folosesc un editor de imagine și am rămas surprins că mintea mea creață de la data respectivă nu a luat în considerare acele spike-uri. Și am pe un 2600 Nonix și un Radeon 7 am o sursă de 600 de W. Orice om cât de cât trecut prin toate aceste nebunii cu hardware poate să zică, bă, este arhi suficient, dar nu știi niciodată ce face softul respectiv. Și softul respectiv nu face altceva decât îmi stresează ambele componente principale, și anume procesorul și placa video. De fiecare dată când îi dau render la o anumită poză să-mi scoată mișcările sau blur-ul de pe ea, sistemul meu nu face altceva decât se oprește. Dar își dă shutdown, nu își dă restart. Și l-am pus pe sistemul nostru de streaming în ideea să văd și eu ce consumare în momentul în care softul ăla începe să facă randarea. Am rămas surprins la propriu pe un 13700 non-K și pe un 3080 la data respectivă că totul mergea superb și aveam undeva un consum în jocuri, era un consum total pe sistem, mă refer, la 380-390 de W, și în momentul în care am pornit nenorocirea aia s-a dus în 600 de W. Acelea sunt spike-urile pe care nu poți să le controlezi. Sau poți să le controlezi achiziționând o placă, o sursă putere un pic mai mare. Aia e, sfat din tot sufletul. Din tot sufletul, nu vă faceți calcule, ăla consumă 80 de W, ăla consumă 200 de W, deci practic 280 de W, 550 de W mi-ar fi suficient. Nu pot să controlez acele spike-uri, din păcate. Aia e, astea au fost 5 mail-uri și 2 comentarii. Vă mulțumim din tot sufletul că existați. Vă mulțumim din tot sufletul că ne faceți în fiecare săptămână să gândim din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult și să dăm cele mai bune sfaturi astfel încât să faceți achiziții cu cap, fără să aruncați banii pe geam pur și simplu, pentru că nu e ok.
Iar dacă aveți nevoie de ajutorul nostru, ne puteți trimite mail-uri pe adresa live@pisicaraș.ro sau completăm formularul din site la adresa pcg.ro/tv. Până săptămâna viitoare, vă doresc din tot sufletul să aveți o zi de miercuri cât se poate de liniștită și răcoroasă. Ciao, guys!